Aflată printre cei mai mari producători de vin din lume, România a urcat în ultimii ani și în topul țărilor cu cei mai mulți consumatori de alcool, fiind pe locul 5 în Europa. Chiar dacă cei mai mulți preferă berea, spre deosebire de alți europeni, românii prepară acasă și alte băuturi. Cei mai mulți preferă berea, însă spre deosebire de alți europeni, preparăm și acasă, de exemplu vinul sau alte băuturi spiritoase. Potrivit unei companii de cercetare, berea se consumă cel mai mult în România, deoarece românii o asociază cu mici, ceafă și cârnăciori la grătar, preparatele pentru care au de asemenea o slăbiciune. Cu toate că suntem renumiți în producția individuală de țuică și pălincă, puțin români spun că consumă tărie. De regulă, consumatorii acesteia sunt persoanele peste 45 de ani. România se află pe locul 5 în topul consumatorilor de alcool. Ce părerea mea? Păi dacă eu lucram în TBC și luau tratament și bea alcool și intrau în zevragi, ce părere să am? Că ea strânge de gât? Așa. Alcoolul, tutunul și drogurile, toate sunt droguri. Și cu asta am încheiat. Ok, nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Cărciumele sunt pline, tineretul consumă alcool de la o vârstă foarte mică. Știu, dar eu nu sunt de acord, nu știu, să facă ceva, ca să le recomande că nu... Că nu este bun. Nu, este ok, da. Tineretul preferă mai mult shoturile și cocktailurile, dar vor să experimenteze și băuturi noi, precum combinații de cafea cu alcool, suc natural cu alcool, în general Cuba Libre, vodcă cu energizant, vodcă cu apă tonică. Tinerii români ajung să bea alcool în jurul vârstei de 13 ani sau chiar mai devreme, arată un studiu privind consumul de alcool, tutun și droguri făcute de Agenția Națională Antidrog. Psihologii, dar și medicii toxicologi susțin că acest obicei le poate afecta adolescenților memoria, dar și comportamentul.